Din nou, cod galben de furtune în România. 9 județe din vestul și sudul țării sunt sub avertizare meteo până mâine dimineață. Meteorologii avertizează că în aceste zone vom avea ploi torențiale și vijelii. Ne spune mai multe Ioana Păduraru, meteorolog ANM. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit. În această dimineață s-a impus emiterea unei atenționări meteorologice cod galben cu privire la manifestări de instabilitate atmosferică. În zona Banatului, dar și în sudul Crișanei și mai apoi în Oltenia, instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, în primul rând. La rafală se vor depăși viteze de 55-75 de km pe oră. Vor fi și descărcări electrice, averse torențiale și izolat căderi de grindină, iar cantități de apă vor depăși în acest interval 20-30 de litri pe metru pătrat. Perioada de valabilitate a atenționării meteorologice este din această după amiază, de la ora 15 până în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora 3, iar pe parcursul zilei de mâine, duminică, ne mai așteptăm local la manifestări de instabilitate atmosferică, dar probabilitatea mai mare va fi tot în partea de sud-vest a țării. În ceea ce privește regimul termic, deocamdată valorile se mențin în mare parte din țară, totuși apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă chiar începând de mâine, acestea vor fi în creștere și vor caracteriza o vreme călduroasă în toate zonele țării, iar spre mijlocul săptămânii viitoare ne așteptăm ca temperatura aerului să depășească la amiază în zonele de câmpie chiar și pragul de caniculă, adică 35 de grade.